În momentul de față, atât Consiliul Local cât și Consiliul Județean și-au dat avizul de principiu pentru preluarea portului Giurgiu. Până la urmă, se pare că acesta va fi administrat de municipalitate după mai multe discuții la nivel central în cadrul USL, unde s-a stabilit că porturile trec la primării. De aceeași părere este și președintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, care nu înțelege de ce conducerea Consiliului Județean nu pricepe această decizie firească. Pot să vă spun foarte clar că portul este al oamenilor din municipiul Giurgiu. Și portul trebuie să rămână la municipiul Giurgiu și nu are nicio legătură cu trecerea domnului Barbu sau cu netrecerea domnului Barbu. Dar vreau să vă spun în același timp că și domnul senator Lucian Iliescu a fost de aceeași părere. Am discutat într-o zi unde ar trebui și am zis, domnule, portul e la municipiu, face parte din municipiul ăsta, eu cum să-l dau la județ? Foarte clar că dacă instituția asta era la Bolintin Vale, nu putea să fie a municipiului, era județului. Atâta timp cât este raza administrativă și cetățenii municipiului trebuie să folosească zona aia și ca zonă de agremenie, el trebuie să rămână la municipiu. Ce vrea să facă județul cu el, nu știu, că ce mă putea să ducă cu barca până la Vedea sau, da. Chiar nu înțeleg de ce a fost atâta patimă pe portul ăsta. Potrivit declarațiilor vicepremierului Dragnea, terenul efectiv al porturilor vor trece la consiliile locale, iar instalațiile, echipamentele care sunt în patrimoniul administrației porturilor vor fi date în administrare deocamdată, urmând să se vadă dacă există o procedură legală pentru a fi date în proprietate. Înaintea discuțiilor, PSD dorea ca porturile să intre în subordinea primăriilor, respectiv a consiliilor locale, în timp ce PNL ar fi vrut ca acestea să treacă în subordinea consiliilor județene.